Bună dimineața! Bună dimineața! Vorbeam, domnule Porumboiu, de faptul că puține lume își mai aduce aminte, dar Marius Șumudic a fost antrenor la Vaslui. Ați lucrat cu acesta? Da. Cum e, de nelucrat sau care sunt? Nu, no, e de lucrat. Un băiat ascultător. Adică discutați cu Marius Șumudic, că vă explica de ce a luat decizia să joace cu un jucător sau cu altul, nu? Nu, era invers. Dumneavoastră îi explicați prin Marius Șumudică de ce? Nu, nu îi explicam. A, îi spuneați cu cine să joace. Cam așa ceva. Tradus în, din română în română, cam așa ceva. Dar pe de altă parte, între timp, poate câștigând experiență, s-au schimbat lucrurile. Eu n-am mai câștigat experiență. La mine s-a oprit experiența. În cazul lui? Logiți? În cazul lui Marius Șumudică. Nu mă interesează experiența domnului Șumudică. Da, bun, încercam să ne lămurim cum a fost pe vremea când ați lucrat împreună. Și mai mult decât v-am spus și vă să mai spun. Dacă nu dezvoltăm, nu e nevoie să dezvoltăm. Dom'le, păi dar ce să da, cam ce ați vrea să mai spun? Dacă avea clauze în contract, avea multe clauze sau atunci era pe vremea când nu punea... Nu era contractul așa beton? Da. Da. Cum să nu fie clauze? Dacă stau și mai amintesc toate clauzele la toți care au trecut la Vaslui. Dar parcă, dacă nu mă înșel, avea niște jucători precum Marius Niculae, dar sper să nu mă înșel. Marius Niculae, Adailton, nu? Wesley, da, sunt Mărtean. Da, da. Avea și niște jucători pe mână. Păi și ce, putea să nu-i bagi în echipă? Nu am înțeles. Puteți repeta? Putea să nu-i bage în echipă? Da, puteai să nu-i bage. Nu, da, nu era greu să faci aceste alegeri. Da, corect. Bine, dacă pune problema așa, la ce echipă a avut la Vaslui Adrian Porumboiu, nici nu trebuia decât să-i antrenezi. Adică... Da, cam așa ceva. La ce frumusețe de jucători. Deși să știi că e mult mai greu atunci când ai un astfel de vestiar decât pare. Știi? La factorul... psihologic, să spun așa, stă bine, la capitolul acesta stă bine, că știu, unește grupul, înțelege, are capacitatea asta de a lucra. Mă rog, erau niște jucători extrem de valoroși la Vaslui atunci, ceva minunat ce ați avut la Vaslui. Cum vedeți fotbalul de astăzi? Ce șanse îi dați Farului, domnule Porumboiu, de calificare celor de la Șep și în grupele Conference League? Farul are șanse, Farul are șanse mari de calificare. Și m-aș bucura tare mult să califice, de altfel și Șep, e o echipă frumoasă, o echipă care joacă fotbal. O echipă care trebuie respectată și Sepsi. Și de restul mai vorbesc că va trebui să vorbesc de campioana ultimilor 9 ani și ne greu să vorbesc la ora asta despre campionate, despre Champions League. Lăsați-ne să ne pregătim de la Borcea citire pentru Liga Campionilor. Ce să vorbesc? Deci eu cred că acum trebuie în cor să spună toți patronii, lăsați-ne să ne pregătim de Champions League și tot nu prindem Champions League. Bă, că face unul apologia la cât a făcut și ce a făcut. Păi băi, nene, tu vorbești că nu reușești, joci cu echipele Consiliilor Județene și ale Primăriei și ești campion și tu vorbești de patronii care au fost. Respecte-mă că patronii aia care au fost, tu erai pe locul 4-5, te bucurai când prindeai locul 5. Așa că mai puțină gălăgie și mai mult respect pentru cei care au fost, indiferent că vorbim de Iancu, Copu, Bade, etc. Să se iau pe toți, Nicolae, Borcea, să iau pe toți la rând. Un pic de respect trebuie, nu? Că a rămas tu. Și dacă a rămas, ce faci? Ei, nu, cu doi tot timpul. Nu mai vorbim, măcar. Când ești campion să vorbești, dar nici anul ăsta nu este campion. De ce credeți că nu iese deloc acolo? Să face statistic așa, și dacă n-ai ieșit 9 ani, de ce să iasă un al 10 sau n-ai ieșit 8 ani să iasă un al 9-le? Ce argumente aduceți? Nu, pe mine mă deranjează că vorbește. Băi, fiecare și-a făcut treaba lui, fiecare are problema care a avut-o sau nu are. Ne vedem fiecare treburile noastre, nu ne apucăm acum să dăm, băi, că ce-au făcut, ce-au pierdut, cât au câștigat, numai unul îi spune, deci, în adevăr, măcar să... mi se spune Luceafărul, nu huile ca pe concurs, mai un nou Luceafăr. Da, e cu filon artistic acolo, știu că și președintele clubului scrie poezii. Ce este? Scrie poezii președintele clubului. Are un volum.
Dacă tot ați, ne-am dus în zona artistică. Asta mi-a fost... Da. Nu pot să mă iau de el, că e născut în aceeași localitate cu mine. Mi-a fost și asistent. Dar nu trebuie. Da. Am spus doar că am făcut asocierea. A zis Luceafăr, m-am gândit la poezie, m-am dus în club și am descoperit... Nu, e simpatic, nu. Nu, fără îndoială. N-am absolut nimic cu domnia asta. Dar și celălalt e tip simpatic. Și celălalt e un tip simpatic. Nu am niciun fel de răutate, da? Așa e bine să vorbească mai puțin despre alții, că noi nu vorbim de el. Dar acum a plecat ca din pușcă în campionat. Cine? FCSB. Care pușcă? Statul acesta. Vă fac pariu că dacă se va împușca singur mai încolo. Vă atrage. Așa cum pușca tot. Domnule Părumboiu, cum a... ați văzut meciul de aseară? Farul, iertați-mă, farul Universitatea care... Nu, eram pe drum. Dar faza aceea, de la începutul... Nu, mă întrebați de faza aceea dacă n-am văzut meciul, ce spun de fapt. Nu știu, poate ați văzut rezumat undeva, la asta mă întreb. Nici rezumatul, de abia v-am prins acum, că stau în niște, mă rog, ședințe, niște discuții, sunt în București. Nu, m-am uitat, nu. Dacă, cred că n-am văzut un meci cap-coadă în ultimii 3 ani, prima ligă. Dacă mă întrebați din campionatul Angliei, am văzut mă la multe. Bine, ați văzut Arsenal cu Fulham? Zic și eu cu supărarea mea. Zic și eu cu supărările mele. Cred că vă înțelegem de ce nu. Cred că vă înțelegem. Da, cu greu așa, dar vă înțelegem de ce nu vedeți jocuri din Liga 1. Păi nu, de ce credeți dumneavoastră? Pentru că vă plictisiți. Una că mă plictesc și alta, sunt foarte puține echipe valoroase și foarte slab și nu poți să te uiți la un campionat care este un amestec de daciad, un amestec de consilii județene, de primar, de președinți de consilii, de miniștri, de armate, de nu știu ce. Hai cum să te uiți la trebuie astea. Când un campionat serios ca să ajung, trebuie să fie un campionat de cluburi profesioniste. Cu bani privați. Până ajung. Poftiți? Cu bani privați. Obligatoriu, bani privați. De-aia vă spun eu, că cel care îți spune ce a făcut și cât de asta și ceilalți nu au făcut nimic, într-un campionat de ăsta, când joci cu, din asta care joci cu primările și cu consilii, mai trebuie să zburse, să iei campionat după campionat. Deci îi ținem pumnii lui Gică Hagi și le ținem pumnii și farului, le acord, ținem pumnii și celor de la Șepșic. Cât în cap. Vă mulțumesc tare mult, domnule Părumboiu, pentru amabilitate. Numai bine, da. Pa, numai bine. Ne apropiem de final. Bun.